Polițiștii rutieri l-au oprit pe un bărbat în vârstă de 43 de ani pe Bulevardul 16 Decembrie din Timișoara. În urma testării cu aparatul etilotest s-a dovedit că bărbatul se urcase băut la volan. Șoferului a fost reținut permisul de conducere pentru 90 de zile, fiindu-i eliberată o dovadă fără drept de circulație. Acestea fiind constatate, mare a fost surprinderea polițiștilor când în jurul orei 8 au oprit același autovehicul pe drumul național 59 între localitățile Voitec și Deta, care cu 131 de km pe oră, iar la volanul autovehiculului se afla un bărbat în vârstă de 34 de ani, care fusese inițial pasager. Acesta a fost testat cu aparatul din dotare, rezultând o valoare de 0,4 mg per litru alcool pur în aerul expirat și indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat tot pentru conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice sub influența alcoolului, conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive și conducerea unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat.